Vremea capricioasă de astăzi a fost un motiv de dezamăgire pentru amatorii de bronz, dar de bucurie pentru iubitorii de senzații tari. Pasionații de kiting au fost în culmea fericirii. Practicanții acestui sport și-au întins smeele spre cer, bucurându-se de momente unice. Mare învolburată și un strop de soare cât să-i pună frumusețea în valoare și vânt cât cuprinde. Acestea sunt ingredientele potrivite pentru a practica kitesurfing sau kiteboarding. Practic, a fost ziua perfectă pentru amatorii de senzații tari. Pentru un iubitor de kiting, un cadou mai frumos din partea naturii decât un vânt puternic la malul mării nu se poate. Este chiar super mișto vântul, o vreme care nu-i prielnică chiar pentru toată lumea, dar pentru noi kiterii chiar pe plac. De când s-a lărgit plaja, da, mai mișto aici, că e mai aproape de casă. Turiștii sosiți pe litoral în aceste zile au fost puțin dezamăgiți de soarele care nu a vrut să se arate. Cu toate acestea, o baie în mare tot au făcut, apa fiind caldă în pofida temperaturii din atmosferă. Foarte bună apă, e calduță, mai că bate vântul, bate. Sperăm că se va îmbunătăți vremea. Ați dori să faceți plajă, nu? Da, sigur, astăzi normal, dar ieri a fost foarte frumos. A fost 30 de grade, a fost foarte frumos și astăzi mai răcoare, dar ne place. Oricum ne place. Ne plimbăm puțin mai... Asta e. Sfârșitul lunii, august, vine cu temperaturi în scădere pe litoral. Cu toate acestea, de la mijlocul săptămânii, vremea redevine frumoasă, iar temperaturile încep din nou să crească.